În Republica Moldova, 9 din 10 femei cu copii de până la 3 ani nu sunt angajate în câmpul muncii. Se estimează că femeile investesc de circa 3 ori mai mult timp pentru lucrul casnic și cel de îngrijire în comparație cu bărbații. Deși tații au și ei posibilitatea să beneficieze de concediu de îngrijire a copilului. În 2019, mai puțin de 8.000 de bărbați au profitat de această oportunitate. În rezultat, femeile fie nu reușesc să-și atingă potențialul în carieră, fie aleg să aibă mai puțin copii decât și-ar fi dorit, fapt ce dăunează familiilor, economiei și întregii societăți. Politicile prietenoase familiilor, adoptate de guvernele și mediul de afacere din unele țări, au dus la sporirea numărului de femei angajate și au adus multe alte beneficii. Spre exemplu, accesul rapid la facilitățile de alăptare la locul de muncă au demonstrat efecte pozitive asupra reducerii frecvenței și duratei depresiilor postnatale și diminuării riscului de cancer mamar. În plus, recuperarea investiției pentru crearea acestor spații se realizează cu un surplus de 200%. Atât guvernul, cât și sectorul privat trebuie să oferă părinților programe de lucru flexibile, concedii medicale și de îngrijire a membrilor de familie bolnavi sau cu dizabilități, programe de sănătate pentru angajați, spații pentru alăptare și camere de odihnă pentru copii la locul de muncă. Toate acestea pentru o comunitate sănătoasă, o creștere economică și un impact demografic pozitiv, condiții necesare unei dezvoltări durabile a țării noastre. Iată de ce Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Populație, cu susținerea Agenției Austriece pentru Dezvoltare, va ghida companiile din sectorul privat și guvernul în extinderea politicilor și practicilor prietenoase familiei. Bună dimineața tuturor și bine v-am găsit! Sunt Nelia Rusu și sunt coordonatoare de proiect în cadrul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație Moldova și astăzi vom discuta împreună despre locuri de muncă prietenoase familiei și vă vom prezenta o perspectivă internațională Republicii Moldova. Dar până a începe nemijlocit evenimentul, vreau să menționez, dragi participanți, dragi participante, că este disponibilă traducerea. Mai jos pe ecran vedeți semnul globului, acolo dacă apăsăm putem selecta limba română, limba rusă și limba engleză. În cadrul webinarului de astăzi avem plăcerea să avem alături de noi pe Nighina Bazada, care este reprezentantă rezidentă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova. Avem alături de noi pe domnul Günther Zimmer, șeful biroului de cooperare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare în Chișinău, pe președintele Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova, pe domnul Sergiu Harea, reprezentanții companiei L'Oreal Ucraina și ai biroului de cooperare al Elveției în Moldova. Mă bucur că și de această dată alături de noi sunt reprezentații companiilor campioane din cadrul proiectului Mai multe oportunități prin politici prietenoase familiei la locul de muncă pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Moldova. Vorbim despre companiile campioane din Moldova, Premier Energy Distribution, Orange Moldova, Panelino, Fidesco și Asena Textil, care în parteneriat cu UNFPA Moldova promovează politici prietenoase familiei la locul de muncă. Apreciem foarte mult că alături de noi astăzi sunt colegii noștri de la biroul regional al UNFPA, cât și colegii din Kosovo și Albania, care parcurg același exercițiu ce vizează implicarea companiilor din sectorul privat în oferirea condițiilor mai bune pentru angajați și rezultate mai mari pentru angajatori. Totodată aș vrea foarte mult să mulțumesc pentru interesul care a trezit companiilor private din Moldova și au răspuns invitația noastră de a participa la acest webinar. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și în cadrul acestui webinar, prin care UNFPA lansează un program amplu de schimb de experiență pentru companiile locale, în cadrul căruia vom afla bune practici de la companiile multinaționale privind politicile prietenoase familiei la locul de muncă. Fiindcă suntem organizația care facilitează acest program de învățare pentru companii și susține know-how în acest domeniu, sprijină business-ul să adopte politici prietenoase familiei.
Această acțiune sprijină intervențiile sistemice în Republica Moldova ca răspuns la noile realități demografice. Ajută familiile, cuplurile să aibă numărul dorit de copii prin politici de egalitate de gen și oportunități sporite de a combina cariera cu familia. Dragi prieteni, vreau să menționez că acest webinar este organizat în cadrul proiectului regional Mai multe oportunități prin politici prietenoase familiei sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova, care este finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și este implementat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova și a Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova. Mai multe oportunități prin politici familiare este de fapt o inițiativă de sporire a cunoștințelor, de sporire a ideilor, a strategiilor, a instrumentelor pentru sectorul privat, guverne și întreaga societate. Astăzi vom reprezenta experiența companiei internaționale L'Oréal cu mai multe programe de susținere pentru salariați și salariate, precum și un exemplu de job sharing în cadrul Agenției Elvețiene pentru dezvoltare și cooperare în Moldova. Ori asigurarea unei balanțe eficiente a activității profesionale și cele personale este în interesul angajaților și angajatorilor. Și suntem siguri că bunele practici pe care le vom prezenta astăzi în continuare vă vor inspira pentru acțiuni noi în această direcție. De fapt, aceste acțiuni înseamnă implicarea taților în creșterea copilului, programe de sănătate pentru angajați, spații de alăptare pentru copilași, camere de odihnă la locul de muncă și multe alte facilități care sunt aplicate cu succes de către companii în întreaga lume și care pot fi implementate și de noi aici în Republica Moldova. Acum, dragi prieteni, permiteți-mi să ofer mai întâi cuvântul doamnei Nighina Bazada, reprezentantă rezidentă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova, care, de fapt, a inspirat acest proiect chiar de la începutul lui. Vă rog, doamna Nighina Bazada, să ne relatați despre acest proiect și mesaje pentru sectorul privat pe care le aveți. Vă rog. Absolutely. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte frumos, Nelly. Stimați prieteni, stimați colegi, stimați parteneri, de asemenea vreau să salut pe domnul Zimmer, domnul Sergiu, stimați reprezentanți sectorului privat, fiecare persoană care acum astăzi participă în această legătură online. Este deosebită plăcere pentru mine să vă salut în cadrul a primului webinar Locuri de Muncă Prietenoase Familie, primul webinar pe care îl organizăm în acest an, dar de asemenea planificăm și alte webinare, de asemenea din partea NFP-ului Moldova, noi credem că sectorul privat, companiile private trebuie să joace un rol foarte important pentru a avansa și a progresa atât de dezvoltarea socială cât și cea economică a țării și pentru a debloca și pentru a oferi potențialul complet, noi trebuie să integrăm acele politici care susține femeile în cariera profesională, aspirațiile profesionale și să oferim atât bărbaților cât și femeilor să exercite această responsabilitate în calitate de părinte și de asemenea să primească plăcere din toate sarcinile de familie și la momentul la care își realizează toate scopurile și cariera profesională. În anul 20, de fapt anul ăla aproape nu a existat pentru noi, dar oricum UNFP a lansat acest proiect și anume de cum am multe oportunități politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova și acest proiect este unul regional, include Balcanii de Vest și Republica Moldova în cadrul acestui proiect și este finanțat de către Agenția Austriacă de dezvoltare și de asemenea implementată de către Camera de Comerț și Industrie și Ministerul Protecției Sociale și a Muncii din Republica Moldova. Obiectivul principal acestui program și este un program foarte mare regional este în primul rând de a motiva și a inspira companiile campioane locale de a pilota și a promova politici familiale prietenoase familie și noi din partea NFP ne-a asumat acest angajament pentru a veni cu anumite soluții din acest punct de vedere. Din acest motiv, acest webinar va vorbi despre anumite cazuri, speze și anumite lecții însușite deoarece această cale nu este atât de ușoară, are foarte multe
impedimente. Din acest motiv, noi trebuie să învățăm din partea celor companii care deja au început și implementat aceste practici, să vedem ce au făcut, care sunt rezultatele, ce putem să învățăm din aceste experiențe, de asemenea să vedem care sunt soluțiile cele mai optime din acest punct de vedere. Și din punct de vedere a pilotării acestor politici familiale sensibile la gen și prietenoase familii și la momentul la care angajatorul susține angajații, aceasta de asemenea ar putea să susțină un mediu echilibrat dintre muncă și viața profesională și familie, de asemenea va atrage cele mai persoanele cele mai talentate, persoanele cele mai tine și de asemenea cei care sunt în mijlocul care 5 companii care de fapt au fost de acord să-și asume această participare, Panelino, Fidesco, Premier Energy, Asena Textil, de fapt au realizat niște progrese foarte importante și au devenit în calitate de companii model în Republica Moldova, de asemenea fiind în calitate de experiență și un rol de model. Aceasta de asemenea, aceste companii au reușit să promoveze o viziune foarte importantă și anume să demonstreze care sunt beneficiile locurilor de muncă prietenoase familiei și de asemenea avocând și promovând niște locuri de muncă mai frumoase și mai prietenoase. Noi sperăm că aceste companii vor influența politicile guvernamentale, de asemenea perceperile și atitudinile vor fi schimbate din punct de vedere a egalității de gen, de asemenea responsabilitatea și a taților, îngrijirea copilului și educația. Webinarul care va fi organizat astăzi, de fapt vom organiza mai multe, o serie de webinare și cu lansarea în ziua de astăzi, de asemenea vor inspira și mai mult sectorul privat. Noi am vorbit despre cele experiențe care au fost oferite de către Volvo și în mai multe, de asemenea au fost invitate și alte companii naționale și internaționale, dar astăzi noi vom vorbi despre experiența L'Orealului companiei și de asemenea din partea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, care va vorbi despre acele experiențe și vor veni cu o perspectivă și niște exemple foarte promițătoare și importante cu privire la job sharing și de asemenea cum această echilibrare dintre viața privată și cea de familie poate fi echilibrată. Am zis că companiile private sunt foarte importante, deoarece anumite schimbări în model de afaceri și operațiunile zilnice și activitatea cu personal și comunicarea zilnică ar putea să ducă la foarte multe schimbări și foarte multe implicații. Rezultatul este foarte mare atât pentru familie, companii și societatea întregime. Ar putea să beneficieze și eu sper că această tendință pozitivă pe care o vedem deja astăzi și pe care noi dorim să o consolidăm și dorim să o continuăm pe viitor. De asemenea, această inițiativă va fi continuată și vă mulțumesc foarte mult tuturor persoanelor care participă în acest webinar și doar în echipă ne vom reuși să avem niște rezultate pozitive, de asemenea vom reuși să avem o Republică Moldova mai modernă, prosperă și cu niște viziuni mai dezvoltate. Vă mulțumesc foarte frumos, Nele, și acum vreau să rog pe Nele să continue facilitarea acestei discuții. Pentru susținerea pentru companiile private în cadrul acestui proiect. Și acum îl invităm cu un cuvânt de salut pe domnul Günther Zimmer, care este șeful biroului de coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare în Chișinău, dar nu înainte de a mulțumi pentru întreg suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare în realizarea acestui proiect. Vă rog, Günther. Thank you very much. Good morning. Vă mulțumesc foarte mult. Bună dimineața, stimați parteneri, stimați colegi. Vreau să vă salut. Vreau să salut toate persoanele care participă în acest webinar. Este o deosebită plăcere să fiu împreună cu dumneavoastră în acest eveniment. Și de asemenea vreau să mulțumesc pentru organizarea acestui webinar online, această conferință foarte importantă pe platforma online. Și pentru noi este o deosebită plăcere și onoare să fiu împreună cu dumneavoastră. De partea Agenției Austriece de Dezvoltare, este o deosebită plăcere pentru noi să vă salutăm în cadrul acestui eveniment, să recunoaștem importanța acestor discuții internaționale și așa numai cum aceste practici de susținere a sectorului privat ar putea să ducă la niște îmbunătățiri semnificative în viața familiilor cu copii și cei care combină munca și cu familie. Atunci când vorbim despre promovarea acestor companii pilot și atunci când încercăm să promovăm aceste programe pentru participarea femeilor în viața și în muncă, aceasta de asemenea este foarte important pentru coeziunea socială și pentru dezvoltarea economică.
Austria, pentru mai multe decenii, a devenit un campion din punct de vedere egalității de gen și principiile care sunt consfințite în asistența pe care noi oferim agenției și, de asemenea, programele noastre, inclusiv și cele care sunt implementate în Republica Moldova, de fapt, și reprezintă această miză. În cadrul acestui webinar vreau să evidențiez acea importanță a misiunilor care sunt incluse în acest program de mai multe oportunități, deoarece mai multe probe și dovezi au demonstrat cu cât mai multe norme și cu cât mai multe politici familiale sensibilă gen pentru sectorul privat și pentru guvernele, de fapt reprezintă niște instrumente foarte puternice pentru a schimba normele discriminatorii și de asemenea de a redistribuită acea grijă care trebuie să fie oferită atât către femei cât și bărbați, astfel încât femeile și bărbați și realizeze aspirațiile, cariera profesională și de asemenea toate intențiile educaționale. Egalitatea de gen și împuternicirea femeilor de fapt reprezintă niște premize, precondiții pentru reducerea sărăcii, pentru creștere economică și pentru depășirea problemelor sociale. Eu apreciez foarte mult rezultatele și susținerea care a fost oferită de către compania L'Oréal, reprezentanților acestor companii și de asemenea în calitate de vorbitori în cadrul acestui webinar. Vreau să zic că aceasta este, reprezintă o oportunitate foarte mare pentru sectorul privat de Republica Moldova de a descoperi ce reprezintă aceste politici femeile sensibile la gen, ce înseamnă protecția socială, ce înseamnă acest echilibru și ce înseamnă bunăstarea la locul de muncă. De asemenea, pentru mine este deosebită plăcere să ved și colegul nostru din partea Agenției Elvețeane pentru Dezvoltare și Cooperare, domnul Martin Roch, care cu exemple proprii ar putea să demonstreze cum putem să realizăm aceste progrese pentru a echilibra viața profesională și personală. În final, de asemenea, vreau să menționez că Austria va rămâne un partener foarte important a egalității de gen și noi, de asemenea, vom continua parteneriatul nostru foarte bun și consolidat cu UNFP, astfel încât femeile, bărbații și copii să beneficieze din aceste politici responsabile și sensibile la gen și cele politici care sunt implementate de companiile private, asigurând că și femeile, copiii și bărbații să beneficieze din niște politici sensibile la gen care sunt promovate de guverne și autorități guvernamentale. Toată această susținere este unica modalitate de a realiza o egalitate de gen autentică și de asemenea de a nu lăsa pe nimeni în spate. Și vă mulțumesc încă o dată și vreau să vă urez o conferință productive și de succes. Noi vă mulțumim foarte mult pentru suport în realizarea acestei inițiative, dar și pentru reconfirmarea acestor angajamente foarte importante pentru Republica Moldova, care parcurge o cale importantă pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Dragi prieteni, un alt partener important care ne-a ajutat să stabilim un dialog constructiv cu acele companii campioane în cadrul proiectului este Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, care de fapt este partenerul de implementare al proiectului Mai multe oportunități prin politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Moldova. În context, îl invităm pe domnul Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova, să ne povestească despre importanța acestui dialog și parteneriat dintre sectorul public și sectorul privat pentru a oferi mai multe oportunități angajaților și angajatelor. Vă rog foarte mult, domnule președinte! Stimată Nidina, stimată Nelea, onorată asistență, stimați parteneri, prieteni, vă salut în numele Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova la acest eveniment, acest webinar, organizat cu suportul proiectului, pentru a vorbi despre importanța cooperării dintre angajatori și angajați. În cadrul acestui proiect s-a reușit a identifica întreprinderi campioane, întreprinderi care sunt interesate în a susține implementarea în cadrul acestor companii a bunurilor practice internaționale, ceea ce ține de aspect de gen, aspect de activități care facilitează angajații pentru a avea un loc de muncă prietenos familiei. Pe parcursul acestei perioade am văzut că bunile practici care le se implementează în cadrul acestor companii în Republica Moldova, dar și celor de peste hotare, permit ca companiile să aibă mai mari profituri, să ridice devotamentul angajaților față de companiile unde ei activează. Totodată, productivitatea muncii este în creștere la aceste companii.
Este de menționat că companiile din Republica Moldova s-au arătat deschise pentru acest program și s-au menționat companiile deja care sunt parte. Urmează ca după acele instruiri, acele programe pe care au trecut ele, să trecem la o etapă nouă. Este vorba despre crearea unei platforme naționale de dialog, unde să putem identifica problemele ce țin de actele normative și legislative care urmează să fie modificate, astfel încât să facem mediul de afaceri sau mediul din cadrul companiei unul prietenos pentru angajați. În acest sens vreau să aduc sincere mulțumiri partenerilor noștri, colegilor la UNFPA, dar și donatorilor, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, Agenția Elvețeană pentru Dezvoltare, pentru suportul care îl acordă în cadrul implementării acestui proiect. Suntem siguri că tot mai mult și mai multe companii vor fi interesate în astfel de politici. Chiar și evenimentul de astăzi, la care participă circa 70 de participanți, denotă interesul sporit față de aceste politici. Nu urmează decât să ne urăm tuturor succese și sper că împreună, și sunt sigur, numai că sper că vom face lucruri bune atât pentru companii, atât și pentru angajați. Urăm succes nouă tuturor și cel mai important la etapa de astăzi, sănătate! Vă mulțumim foarte mult, domnule președinte, pentru precizările importante și pentru suport și pentru parteneriat pe care îl avem în cadrul proiectului și bucură faptul că ați menționat despre cealaltă componentă din cadrul proiectului și anume componenta ce ține de sectorul public și modificarea legislației pertinente în domeniu, fiindcă barierele care există și la nivel legislativ necesită fi îmbunătățite și în cadrul acestui proiect lucrăm și pe această dimensiune. Vă mulțumim foarte mult pentru cuvintele de susținere pentru sectorul privat. Și acum, dragi prieteni, este dovedit și există tot mai multe dovezi că practicile de susținere în cadrul sectorului privat aduc îmbunătățiri semnificative în viețile angajatelor și angajaților, dar și ale familiilor lor. Salutăm foarte mult deschiderea și disponibilitatea reprezentantelor L'Oréal Ucraina de a împărtăși cu sectorul privat din Republica Moldova experiența proprie în promovarea politicii de bunăstare a angajații și angajatelor din compania L'Oréal Ucraina. Dragi prieteni, alături de noi sunt Panco Oxana, specialist în compensații și beneficii, și Popova Veronica, manageră resurse umane, departamentul de produse de consum, diversitate și incluziune, și Caterina Davidova, specialist în comunicare corporativă L'Oréal Ucraina. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi și acum vă invităm să ne relatați despre inițiativele L'Oréal, despre programul L'Oréal și Încheia, care, deci unul din pilonii acestui program, de fapt, constă în asigurarea acelui echilibru dintre viața profesională și cea personală, dar și crearea unui climat de activitate care să asigure protecție și suport angajaților și angajatelor. Vă rog foarte mult, dragă Oxana, dragă Veronica, aveți cuvântul. Us to be with you today. Let me introduce myself. My name is Oksana Panko. I'm a compensation and benefits specialist in L'Oréal Ukraine, and we're going to make this presentation for you with my colleagues. Este o plăcere să mă aflu alături de voi astăzi și eu vreau să vă fac această prezentare. Urmează să vă partajăm informația cu privire la acțiunile din interiorul și din exteriorul companiei noastre. Este după prezentarea noastră. Da, sunetul, din păcate, este de calitate proastă la speaker. Everything is good. We hear you very well. Yeah, perfect. So, Veronica, maybe you can introduce yourself. Da, acum sunetul este mai bun. Atunci, bine. Eu vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, Oksana. Din partea mea vreau să zic că sunt încântată să fim alături de voi astăzi, deoarece toate cuvintele frumoase, prezentările pe care le-ați făcut, reflectă cu exactitate ceea ce suntem noi aici în L'Oréal Ucraina. Și eu vreau să vă salut din Kiev, care are o vreme destul de ploioasă și rece astăzi. Totuși,
Este o zi minunată, deoarece avem oportunitatea de a partaja practicile, experiențele noastre, nu doar în ceea ce privește politicile internaționale, standardele internaționale pe care le aplicăm în cadrul companiei la nivel global, dar și cum am adaptat aceste principii în cadrul Ucrainei, compania L'Oréal Ucraina. Deoarece noi încercăm întotdeauna să adaptăm ceea ce este acceptabil la nivel internațional la contextul local. Noi am lucrat asupra conceptului un loc de muncă inclusiv, un loc de muncă inclusiv care să fie cel mai atractiv, cel mai minunat pentru angajați bărbați, angajați femei, astfel încât să-și dezvolte fiecare angajat potențialul său. Deci nu este vorba doar de misiunea celor de la resurse umane. De fapt, aceasta este misiunea brandului, este misiunea corporației, este misiunea fiecărui membru al echipei, de fapt. Dacă aș reuși să partajez prezentarea, astăzi sunt nu doar eu și Oksana conectate la eveniment, dar avem și o colegă de la comunicare corporativă. Ați putea să continuați cu următorul slide. Avem slide-ul cu cele trei persoane conectate astăzi. Deci, Caterina, poate ai putea să te prezinți. Mulțumesc foarte mult. Bună tuturor! Sunt încântată să fiu astăzi parte acestui eveniment. Sunt Caterina Davidova, sunt specialist comunicare corporativă. Deci, cu plăcere, voi partaja informația cu privire la misiunea socială, proiectele sociale. Veronica, Oksana? Da, eu vă mulțumesc foarte mult. Deci, astea trei suntem noi. Deci, nu ezitați să adresați și întrebări, dacă vor apărea. Aș vrea să încep cu un citat. Un citat scris, de fapt, care aparține directului executiv pentru resurse umane. Echitatea de gen este un angajament strategic și istoric al companiei L'Oréal. Aceasta nu este doar o frază bombastică. În spatele acestor cuvinte stau și acțiuni concrete în fiecare țară unde este prezentă compania noastră. Și astăzi voi deschide paranteze ce se află, de fapt, în spatele acestui principiu de mediu de lucru, ambianță inclusivă, indiferent de gen, indiferent de funcție, nivel, orientare sexuală, starea civilă, etc. Scopul nostru este de a asigura un mediu inclusiv, un loc de muncă inclusiv, pentru a atrage cele mai bune talente. Prezentarea noastră constă din două părți. În primul rând, vă voi vorbi despre eforturile depuse în interiorul companiei, care se axează anume pe angajații noștri și pe populația noastră internă, cei din birou. De asemenea, voi vorbi și despre acțiunile orientate în afara companiei, deoarece vrem să avem și un impact asupra comunității, orecum și la nivel de țară. Nu doar ne axăm pe angajații noștri pe interior. Deci, Oksana și cu mine vom vorbi despre acțiunile și politicile interne pentru angajați, iar Caterina va vorbi despre eforturile noastre orientate în afara companiei, despre impactul pe care dorim să-l realizăm. Deci, să începem de acasă, din interior. Da, următorul slide. Oksana, te rog. Dragi colegi, în L'Oréal, noi considerăm că oamenii care lucrează cu noi și pentru noi sunt principala noastră avere, realizare. În primul rând, noi vrem să realizăm un angajament față de angajații noștri. Angajații sunt, de fapt, cheia succesului pentru o creștere sustenabilă. De aceea am implementat acest program Care and Share în 2012. De atunci am înregistrat progrese considerabile. În timp, suntem mândri și de faptul că programul este în continuu desfășurare și astăzi, în 2021. Programul se axează pe patru piloni: protecție, sănătate, echilibru și condiții de muncă. Protecția se referă la acordarea suportului financiar în cazul unor circumstanțe neașteptate în viață. De exemplu, dezabilitatea, anumite boli grave,
Se oferă asigurarea pentru toți angajații eligibili din compania noastră. Cel de-al doilea pilon al programului este sănătatea. Aici ne axăm și pe sănătatea fizică și pe sănătatea mentală a angajaților noștri, oferindu-le suport prin intermediul companiei noastre de asigurări medicale. Organizăm sesiuni de suport psihologic. Al treilea pilon se referă la echilibrul dintre viață și activitatea profesională. Și aici vă voi vorbi mai mult ce facem noi. Mai exact, asigurăm un grad mai mare de flexibilitate pentru activitatea în cadrul companiei. Și, desigur, condițiile de muncă. Noi încercăm să oferim cel mai confortabil loc de muncă, astfel încât să fie o ambianță plăcută, eficientă. De exemplu, în oficiul nostru se poate de ajuns cu orice mijloc de transport public, este ajustat la accesul persoanelor cu dizabilități. Avem loc pentru luarea prânzului, noi partajăm costurile pentru prânzul pentru angajații noștri. În ceea ce privește echilibrul, cel de-al treilea pilon, vă rog următorul slide. După câte știți, societatea evoluează și așteptările angajaților la fel evoluează. Și deja ține de angajator să ia în considerare noile cerințe, noile condiții pentru a face față nevoilor angajaților. În primul rând, este nevoie de asigurarea flexibilității în organizarea procesului de muncă. Ce avem noi aici? Un concediu de îngrijire a copilului, 126 de zile, achitate în totalitate. Concediu paternal, 14 zile de la nașterea copilului, în conformitate cu legislația noastră din Ucraina, dar anul viitor vom extinde acest concediu paternal. Vom oferi 6 săptămâni de concediu plătit integral pentru a fi alături de familia și copilul nou născut în primele săptămâni ale vieții acestuia. Noi considerăm că acest aspect la fel este foarte important pentru cei care se bucură de o nouă viață în familia lor. Avem de asemenea și un alt program pentru angajații noștri care le permite să folosească integral zilele de concediu pentru anul actual. Și mai adăugăm încă zile suplimentare. Acest program este accesat de către ai noștri și ne permite să reducem numărul angajaților care doresc să iasă în vacanță în aceeași perioadă a anului. Respectiv, pentru transferul perioadei selectate de vacanță pentru o perioadă mai puțin populară, se adaugă zile suplimentare la concediu. Avem și zile suplimentare adăugate la concediu pentru senioritate. Pentru 10 ani în cadrul companiei se adaugă o săptămână, pentru 5 ani de activitate se adaugă încă 2 zile de vacanță și o zi pentru 2 ani. Poate nu este atât de semnificativ, dar la fel este un pas înainte angajaților. De asemenea, avem flexibilitatea programului, orelor de muncă. Putem să asigurăm un program de lucru personalizat care diferă de programul clasic de la 9 până la 6. Cine dorește, poate să înceapă la 8 să finalizeze la 5, ca exemplu. Cine vrea, poate să înceapă la 10 și să finalizeze seara la 7. Se acceptă atâta timp cât îți realizezi funcția în cadrul companiei. Important este să fie informat managementul și să primiți aprobarea. De asemenea, sunt 2 zile pe săptămână când puteți să lucrați de acasă, dacă este necesar, ceea ce permite la fel asigurarea unui echilibru dintre viața familială și profesională, integrând și timpul necesar pentru satisfacerea nevoilor personale. Și avem pentru persoanele care iese din concediul de maternitate, beneficiind de un grafic flexibil la perioada incipientă pe durata de până la 2 luni.
Avem de asemenea și un mateneu de anul nou organizat pentru copiii angajaților noștri. Anul trecut, evident că ne-au fost date planurile peste cap din cauza pandemiei, dar sperăm că anul acesta o vom face. Avem de asemenea produse gratis oferite pentru nou-născuți angajaților noștri de brandul La Roche-Posay și avem programul Zile scurte în zi de vineri. Pe parcursul verii, angajații vineri pot să plece la ora 3 din birou și la orele 4 în alte perioade ale anului. Noi am observat că performanța, randamentul nu are de suferit și atunci când vineri persoana are voie să plece mai devreme pentru a se pregăti de weekend, de zile petrecute cu familie, randamentul de fapt crește în acele ore mai puține. Noi am observat progres semnificativ în cadrul companiei noastre datorită acestor măsuri și noi suntem încântați an cu an să promovăm acest concept, ființa umană, omul înainte de toate. Și acum îi ofer cuvântul Veronicăi Popova să continue prezentarea. Veronica, aveți cuvântul, vă mulțumesc. Mulțumesc mult, Oksana. După câte vedeți, sharing and caring, într-adevăr, este ceva ce am înrădăcinat adânc în ceea ce privește relațiile cu angajații și eu vreau să vă prezint un video, un filmuleț pe care l-am realizat, dacă nu greșesc, la sfârșitul anului trecut cu ocazia Zilei Europene privind diversitatea și incluziunea. Da, puteți să continuați cu videoul. L'Oréal, diversitate și incluziune. Ce înseamnă diversitate pentru voi? Diversitatea înseamnă că suntem cu toții diferiți. În aceasta este forța noastră. L'Oréal Ucraina, scopul nostru este să creăm un spațiu de lucru inclusiv, unde fiecare să-și dezvolte potențialul, indiferent dacă sunteți bărbați sau femeie, unde v-ați născut, unde ați studiat, dacă aveți copii sau nu aveți copii, care este naționalitatea noastră. Este faptul de a avea o companie разных личных интересов, и они все уникальны, и это самое ценное. Рекрутувати найкращих в незалежності від їх віку, статі, національності, хобі, кількості дітей і навіть знаку зодіаку. Це можливість допомоги на команди найбільш різними експертними профілями, адже це не профітем для часто опортунітаті, а диверситеції. Ще й са привім лукли дентронал пункт де ведере. Наші потребителі не похожі друг на друга. І потребності... Консуматорі ноштри сунт toți diferiți, au necesități diferite și sarcina noastră este să oferim o abordare unicală care va corespunde cerințelor individuale și așteptărilor individuale. Ce înseamnă incluziune? Incluziunea pentru mine este lucrul împotriva stereotipurilor. Stereotipul este că dacă angajatul pleacă mai devreme acasă, s-ar putea să fie un chiulangiu. Nu este adevărat. Este vorba de un time management mai bun. Un alt stereotip, angajații care au familie poate au un randament mai scăzut, este fals. Angajații care au copii, au familie, sunt de fapt mai bine disciplinați, mai bine structurați, dar nici nu vreau să zic că cei care nu au familie și copii nu pot fi la fel de disciplinați. Atunci când ți se asigură toate condițiile pentru a avea succes în activitatea profesională, când ai posibilitatea să implementezi proiecte interesante, це про створення ефективних та безпечних умов праці для людей з інвалідністю, які привносять в роботу свій унікальний досвід та ідеї. Наша політика в рамках якої є Slow Start для мам, гибкий график. Noi încercăm să optăm pentru flexibilitatea orelor de muncă, posibilitatea de a lucra de acasă, oportunitatea de a fi instruit la diferite subiecte specializate și de a face schimb de experiență cu colegii din alte țări. Este o posibilitate bună pentru părinți. De exemplu, un tată a unui nou-născut poate să ia vacanță pentru câteva săptămâni pentru a sta alături de familie. Noi încercăm să evităm concluzii pripite în baza unor stereotipuri legate de dizabilitate, sex, naționalitate. Noi suntem cu toții diferiți și aceasta ne face mai puternici. În 2020, L'Oréal Ucraina a lucrat cu 75% femei, 25% bărbați, 50% femei, 50% bărbați sunt în comitetul de management la nivel de țară, dintre care 5% sunt persoane cu dizabilități.
Deci, vedeți, este vorba nu doar de programul Share and Care, nu este vorba doar de principiul de incluziune, dar este vorba și de a ne axa pe valori tradiționale, de exemplu, educația accesibilă pentru fiecare din companie. Este vorba de standardele de echilibru de gen, vedeți? Pe slide. În Consiliul de Conducere a companiei la nivel de țară este vorba de 50-50 reprezentare bărbați și femei, dar acum, anul acesta, femeile au majoritatea și toate aceste femei au familii și eu sunt sigur că fiecare dintre ele, dacă ar fi întrebată, ar avea ceva de declarat. Ar putea să ne vorbească despre cum au reușit ei să asigure într-un mod eficient echilibrul dintre viața profesională și viața familială. De asemenea, puteți să ne întrebați și care este impactul acestor politici asupra performanței per general. Este bine, este frumos când se susțin familiile cu copii. Este bine, este frumos când sunt asigurate anumite inițiative pentru asigurarea echilibrului de gen. Dar care este situația business-ului? Care este impactul asupra performanței? Păi iată, noi am decis să vă partajăm și un șir de instrumente folosite de noi. Aici este vorba de un chestionar pe care îl utilizăm printre angajați. Nu se vede prea clar textul cu șriftul mic, dar eu voi da citire, voi comenta. Avem un sondaj intern pentru angajați, îl realizăm anual. Toți angajații noștri sunt rugați să răspundă la câteva întrebări, într-un mod anonim, dar noi analizăm rezultatele, de fapt. În mare parte avem aici întrebări care au legătură cu programul Share and Care. De exemplu, companiei L'Oréal îi pasă de starea mea de bine sau sunt mândru să lucrez cu L'Oréal, da sau nu, etc., etc. Deci, factori sunt diferiți și în comentarii, iarăși, vedem dacă este răspuns negativ, răspuns pozitiv. Vedem că 87% din respondenți au răspuns da, pozitiv, ceea ce apare cu bara de culoare verde. Iată, acesta este impactul pozitiv al lui L'Oréal și este mai înalt decât media pe teritoriul Europei de Est, comparativ cu alte filiale. Statistics, the dynamics that we have on all these actions, you can see also. Dacă ne uităm la statistici și dinamicile acestor informații și pe slide vedeți că 100% de tați tineri, de asemenea, s-au folosit de acest concediu paternal în ultimii ani. De asemenea, angajații din L'Oréal sunt împuterniciți și au această posibilitate de a utiliza aceste zile de vacanță. În ultimele perioade, de exemplu, cu 10 ani în urmă, persoanele nu vroiau să ia concediu, deoarece aveau foarte multe activități pe care trebuiau să le facă și, de asemenea, un stres la locul de muncă. Acum situația s-a schimbat. Ceea ce noi am observat, că impactul asupra angajării, asupra eficienței la locul de muncă și rezultatele, performanța profesională și reputația pe care o creăm pe piață este una mai bună și la momentul la care organizăm mai multe interviuri pentru recruți, noi suntem întrebați dacă implementăm aceste inițiative, deoarece angajați și potențiali angajați de asemenea au auzit despre aceste inițiative de la prieteni, de la alte persoane care acum sau anterior au participat în interviuri, de asemenea au citit din diferite informații pe internet, aceste lucruri foarte micuțe au creat imaginea și reputația companiei L'Oréal pe care noi am dezvoltată și la momentul la care noi recrutăm cele mai bune persoane de pe piața muncii și asigurarea medicală la fel este un lucru foarte important și este un lucru obligatoriu pentru toate companiile naționale și internaționale. Din acest motiv, noi de asemenea trebuie să oferim ceva suplimentar astfel încât să avem un impact asupra angajaților. În baza declarațiilor și în baza dovezilor și sondajelor interne și a comentariilor, putem să vedem că noi cu adevărat am reușit să avem niște comentarii pozitive din partea angajaților. Desigur, noi nu putem să facem această legătură dintre performanța foarte înaltă și efectul din punct de vedere a profitabilității investițiilor, dar iarăși eu vreau să vă zic că aceasta creează un loc de muncă inclusiv și este un rezultat foarte frumos. Deci aceasta
este informația despre acțiunile noastre pe intern, ceea ce facem noi în cadrul companiei L'Oréal din Ucraina. Sunt rezultatele pe care noi le-am realizat până acum. Acum dorim să vă vorbim despre cele acțiuni pe care noi le realizăm în afara companiei și aici vreau să o invit pe Ecaterina și Ecaterina de asemenea va pune celelalte slide-uri. A doua prezentare va fi pusă pe ecran. Cum am menționat anterior, este un element foarte crucial, foarte important pentru noi, deoarece ne creează imaginea companiei, de asemenea creează și reputația pe care noi am încercat să o dezvoltăm pe piață. Și un lucru pe care vreau să vă-l propun până a oferi cuvântul următoarei persoane. Deci un lucru pe care vreau să vi-l arăt este că acum noi lucrăm asupra unor altor politici, anume asupra acelor persoane care sunt victimele violenței în familie. Este un subiect foarte important și pentru moment nu suntem gata să partajăm anumite cifre cu privire la această violență în familie și vom fi gata deja să prezentăm această informație anul viitor, deoarece subiectul este foarte sensibil și la nivel internațional L'Oréal de asemenea lucrează și asupra acestui subiect și lucrează cu acele femei care sunt victimele violenței în familie și care de asemenea au suferit în rezultatul acestor daune. Și acum putem să punem prezentarea pe ecran și Ecaterina, vă rog foarte mult să continuați cu prezentarea. Vă mulțumesc, Veronica, vă mulțumesc, Oksana. Și acum vă rog foarte mult să puneți următorul slide și astăzi vă vorbi despre misiunea noastră socială și corporativă, acele proiecte sociale care au fost lansate în Ucraina. Super. Vă mulțumesc. Deci, în primul rând, este o companie și reprezintă un cetățean responsabil, adică nu avem grijă doar de parteneri, angajați sau clienți, dar de asemenea și de comunitate. Și în cadrul programului nostru de durabilitate, cem așa, social și corporativ, și L'Oréal reprezintă un viitor și noi încercăm să ne axăm pe niște probleme sociale. Astăzi vă vorbi despre un program foarte important a Fundației L'Oréal pe care l-am lansat în Ucraina. Fundația L'Oréal este o organizație separată în cadrul companiei grupul L'Oréal care susține femeile, care trebuie să-și dezvolte viitorul și de asemenea o creștere mai frumoasă. Programul de știință pentru femei a fost stabilit împreună cu UNESCO în 1998 și scopul este de a împuternici femeile care sunt savante, de asemenea de a inspira următoarea generație de a fi parte a muncii de savant, de asemenea de a fi gata de a transforma știința în ceva mai important. Ceea ce vedem pe următorul slide, doar 33% din toți savanții sunt femei, doar 3% din câștigătorii premiului Nobel de asemenea sunt femei. Vedem că femeile nu sunt atât de mult reprezentate și participă în știință și noi cunoaștem care sunt acele obstacole din punct de vedere a carierei profesionale și din punct de vedere a celor informații. Programele pe care le vedeți este Colonița Patra pentru femeile tinere, de asemenea pentru a susține femeile tinere în cadrul programelor de formare și prima formulă pe care o vedeți este de a oferi mai multe să dea multe posibilități pentru femei fără care vă vârstă de limită de vârstă. De asemenea, un alt forum a fost lansat în 18 pentru a susține talentele femeile tinere și pentru a continua știința în calitate de carieră profesională și de asemenea deveni cu contribuția valoroasă. Timp de trei ani noi am oferit pe acelor femei care s-au implicat în aceste ceremonii și de asemenea fiecare din aceste femei au primit câte 5.000 de euro fiecare. Anul acesta noi avem, în noiembrie vom organiza o altă ceremonie și pentru savanții din Ucraina și de asemenea noi vom anunța acei 3 câștigători a concursul din 2021, sperăm că această ceremonie va fi organizată, dar iarăși în condițiile pandemiei nu știm cum vom organiza această ceremonie. Mai mult de 3.500 de persoane au primit aceste premii pentru cele realizări foarte frumoase și 5 din aceste femei au primit premiul Nobel. Noi am lansat programul în Ucraina și deja vedem un potențial foarte puternic în cadrul acestui program și programul de asemenea a demonstrat un succes foarte mare în Ucraina.
Printre savanți, comunitatea savanților, de asemenea mass media, a participat în aceste ceremonii și noi continuăm acest program acum în Ucraina. Și noi zicem că lumea este pentru savanți și știința are nevoie de femei. Și la al doilea program pe care vreau să-l prezent este Frumusețea pentru o viață mai bună și un program mai bun. În cadrul L'Oreal noi considerăm că frumusețea de asemenea ar putea să joace un rol foarte important pentru a ajuta persoanele vulnerabile, de asemenea pentru a avea o certitudine și o încredere mai puternică și de asemenea pentru a avea bunăstarea mai bună. Deci acest program a fost lansat în 2017, Frumusețea nu are hotare și scopul acestui program în Ucraina este de a ajuta femeile, cele care au suferit rezultatul violenței în familie sau anumitor abuzuri legate de dimensiunea de gen, de a obține, de a primi de beneficia de serviciile de frumusețe și de asemenea de a vedea acea frumusețe personală. În conformitate cu statistica pe care noi avem, doar contextul acesta online demonstrează că 1 milion de femei din Ucraina s-au confruntat cu violența în familie, dar de asemenea avem foarte multe cazuri a celor persoane care au suferit și care de asemenea nu au fost susținute de aceste situații. Deci slide-ul, vă rugăm frumos să schimbați slide-ul, să trecem la următorul slide. Și în contextul pandemiei, noi de asemenea am utilizat formatul ăla hibrid de formare, de educație, atât instruirile online cât și cele offline. Și aceste cursuri au fost realizate timp de jumătate de an în 2 orașe din Ucraina, din Lvov și din Kiev. Și o parte foarte importantă a fost de a oferi sănătate și asistența psihologilor și de asemenea partenerii noștri psihologi au venit cu anumite sesiuni și lecții individuale și de grup pentru a ajuta și de a dezvolta o încredere în sine, de asemenea de a ajuta să-și schimbe viața. În august noi am avut ceremonia de absolvire pentru 5 sesiuni, 5 concursuri și am avut 164 de absolvenți în calitate de frizeri, au primit certificate și acum lucrează mai multe saloane, unii lucrează acasă, alții au devenit în calitate de experți în brand de matrix și de asemenea alții au posibilitatea acum de a-și deschide saloane de frumusețe. Și suntem activi în foarte multe țări și în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale locale din Ucraina. În Ucraina, această organizație este UNFP. Dumneavoastră recunoașteți că ne-am ajutat mai mult de 6.000 de persoane care au avut acces la locuri de muncă noi și mai eficiente. În concluzie, noi suntem foarte mândri de a fi implicați în astfel de transformări sociale atât de importante în țara noastră. Noi, de asemenea, suntem 4 femei în programul de frumusețe și dezvoltare a științei pentru femei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru această experiență. De fapt, aceasta este din partea noastră. În cazul în care aveți întrebări sau comentarii, cu mare plăcere vom răspunde întrebările și comentariilor noastre. Oksana, Veronica, într-adevăr, experiența pe care ne-ați prezentat-o este foarte motivațională. Am rămas plăcut surprinsă de astfel de proiecte, fiindcă exercițiul pe care îl parcurg companiile campioane din Republica Moldova, de fapt, este identificarea acelor obiective proprii fiecărei companii, fiindcă, pe bună dreptate ați menționat, fiecare companie are propriul său business, are propriul său indicator care trebuie atinși, are propriile aspirații. Și, într-adevăr, aceste inițiative și măsuri trebuie adaptate la contextul local, la legislația proprie a țării noastre. Și atât noi acum, împreună cu companiile locale, cu suportul Camerei de Comerț și Industrie, identificăm acele acțiuni care urmează să le realizăm și să le implementăm în scurt timp. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați împărtășit și despre programele sociale care sunt implementate de către L'Oreal Ucraina. Și pe această cale vreau să mulțumesc foarte mult Fondului ONU pentru Populația Ucraina pentru faptul că a făcut posibilă această conexiune cu dumneavoastră. Știu că sunt astăzi alături de noi la acest webinar.
Și sunt sigură că toți participanții au rămas plăcut surprinși de aceste prezentări și urmează și un șir de întrebări în următorul panel, dar acum țin să-l invit pe domnul Martin Roch să ne vorbească despre o altă inițiativă inovativă pentru țara noastră, care de fapt constă în împărțirea sarcinilor de serviciu. Deci, domnul Martin este șef al cooperării pentru dezvoltare economică din cadrul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova și împarte cu Vesna Roch un post cu normă întreagă. Vesna este directoare adjunctă de cooperare și supraveghează domeniul guvernare locală, iar Martin este șef al cooperării pentru dezvoltare economică. Dragă Martin, vă rog să începeți prin a ne explica ce înseamnă job sharing, care sunt avantajele pe care le-ați identificat, care sunt beneficiile și care sunt recomandările pe care le-ați face companiilor care astăzi participă la webinar. Vă rog foarte mult, dragă Martin. Thank you, Nelia. Să vă mulțumesc foarte frumos, Nelia. Vă mulțumesc. Bună dimineața. Este deosebită plăcere să particip în acest webinar împreună cu dumneavoastră. Succint dumneavoastră m-ați prezentat. Dacă adevărat sunt șeful cooperării pentru dezvoltare economică a Biroului de Cooperare și împreună cu soția mea, Lesna, noi împărtășim deci aceste funcții în cadrul cooperării pentru dezvoltare economică Biroului de Cooperare al Elveției. Deci, de fapt, această cooperare este parte componentă a Ministerului de Externe a Elveției. Din acest motiv, probabil vă întrebați din ce motiv lucrez în cadrul instituției publice, da, aveți dreptate, dar sunt anumite elemente, zicem așa, birocratice, dar cunoaștem că este posibil să ajustăm și să adaptăm aceasta și să transpunem aceasta și în alte contexte, nu doar în companiile private. Încă o dată vreau să vă salut, mă numesc Marte, 39 de ani, avem 2 copii împreună cu soția mea, deci astăzi vorbim despre echilibru dintre viața privată și viața profesională și vom vorbi despre anumite declarații, și vorbi despre experiență mea, acelor măsuri care sunt implementate în cadrul instituției mele și spre deosebire de prezentarea care a fost numai ce prezentată, nu vom vorbi despre pozițiile instituționale, dar vom vorbi despre experiențele individuale care de asemenea sper că vor contribui la imaginația, motivația participanților să înțelegem care sunt posibilitățile. Vom vorbi despre job sharing, dar de asemenea vom vorbi despre timpul flexibil, flexi-time, de asemenea a fost menționat de către colegii noștri din L'Oreal, modalitatea în care gestionarea timpului care se bazează pe încredere și de asemenea cum acestea ar putea să fie asigurate de către angajați, elementul de cumul, elementul de part-time, care de asemenea este utilizat pentru a echilibra viața de familie și cea profesională și noi suntem cunoscuți de posibilitatea, de cele multiple posibilități. Sunt niște măsuri diferite, dar sunt foarte importante pentru a avea și a prezenta anumite pachete individuale, ceea ce este foarte important pentru noi și pentru mine personal, care și demonstrează importanța dintre viața personală și profesională. Fiecare de noi avem poziție individuală, dar administrația noastră ne oferă diferite măsuri, ceea ce este foarte important, la fel posibilitatea fiecărui angajat de a-și elabora un pachet personal și individual de muncă. În acest motiv, pentru mine, echilibrul dintre viața privată și profesională este foarte important din punct de vedere alocării resurselor. Înainte de a trece la job sharing, două principii care trebuie să fie analizate, trebuie să fie luate în calcul. Ceea ce trebuie să înțelegem în cadrul acestor măsuri este că aceste măsuri se reprezintă niște aranjamente temporare pentru o careva perioadă de timp. Pentru noi aceasta este perioada de 3 sau 4 ani, sau pentru cea perioadă de timp care este necesară pentru angajat, pentru a asigura și realiza acele angajamente. Poate trebuie să aibă grijă de copii, ori, de exemplu, educație sau formare altora, deși pentru a asigura această flexibilitate. Măsurile sunt temporare, dar de asemenea sunt bazate pe necesitățile acelor servicii pe care noi trebuie să le organizăm. De fiecare dată suntem întrebați de către resursele umane, care sunt cerințele pe care noi trebuie să le respectăm. Dacă adevărat este un echilibru nu doar între două persoane atunci când vorbim despre împărtășire sau despre job sharing, dar foarte mult ține de organizații pe care o reprezentăm. Și pentru noi este foarte important că suntem parte a acelei organizații care înțelege care este importanța unui angajat eficient, unul satisfăcut și de asemenea care participă în dezvoltarea companiei. Este foarte
foarte important pentru organizație de a demonstra această agilitate, flexibilitate față de angajat și, de asemenea, este foarte important să asigurăm toate posibilitățile. Job sharing reprezintă, de exemplu, dacă avem două persoane care suplimentează o singură poziție, dar partajează responsabilitățile pentru aceeași poziție. Asta este poziția pe care noi avem împreună cu soția mea din oficiul dezvoltării economice și acoperării din Chișinău. Deci noi avem două poziții full-time și noi suplimentăm și noi ocupăm a doua poziție. Job sharing diferă de job splitting sau împărțirea locului de muncă. De fapt, când se creează două poziții part-time în baza unei poziții de full-time și așteptarea este că această funcție să fie complementată. Și la momentul la care noi am aplicat pentru această poziție, noi am propus un mix, adică anumite sarcini ar putea să fie alocate și realizate de o persoană sau de a doua persoană, de exemplu, anumite responsabilități tematice, cele care au fost menționate de către Neile, că cele programe pe care noi le avem în cadrul oficiului, de exemplu, eu sunt responsabil de dezvoltare economică, care poate fi partajată între două persoane. Și aceasta se face pentru pozițiile de vârf, pentru pozițiile de ambasador, de exemplu, este posibil să avem acest job sharing pentru dezvoltarea rețelelor. Am avut un caz unde persoana reprezentată, Elveți, zicem așa, în Thailanda și alte persoane reprezentate în aceeași agenție în Laos, cu reședință în Bangkok. Adică aceasta este modalitatea prin care noi putem să acomodăm aceste roluri, aceste responsabilități. În cazul nostru, unele din sarcinile noastre nu pot fi divizate. De exemplu, cele care țin de gestionare, administrare oficiului, sau, de exemplu, reprezentarea Elveției în legăturile cu Guvernul Republicii Moldova sau în anumite dialog de politici sau nu putem să acoperim întregul portofoliu. Din acest motiv, această responsabilitate trebuie să fie partea sarcinilor, trebuie să fie revizuite pentru a vedea cum acestea pot fi suplimentate, cum pot fi asigurate prin job sharing și cum organizația reprezintă, este un lucru foarte important pentru asigurarea de aceste angajamente. Acest model este eficient în special pentru cupluri cu același profil și cu aceleași competențe, în special pentru a asigura ambele cariere în cadrul organizației respective. Dar nu este limitat doar la cuplu, dar de asemenea și prietenii ar putea să asigure acest job sharing, unde doi prieteni aveau posibilitatea să realizeze aceeași responsabilitate, de exemplu, în timpul prânzului, să divizeze, zicem așa, toate sarcinile pe parcursul săptămânii. Sunt și anumite angajamente de familie pentru soție sau soț și atunci part-time-ul ar putea să fie asigurat sau împărtășit în cadrul acestei poziții. Mai sunt și alte formule de sharing, unde o săptămână ar putea să fie locat și a doua săptămână să fie să nu fie la locul de muncă. Sau, de exemplu, o oră de lucru și o oră de odihnă pentru instruire sau pentru educare. Există și altă posibilitate de a combina două poziții, de exemplu, în poziția de resurse umane sau de teren, cum este, de exemplu, în Burkina Faso, și acest schimb se face la fiecare 4 luni. Avem persoane care sunt șefii cooperării sau șefii acestor oficii sau birourilor. Adică vreau să vă zic că nu există un singur model, deoarece job sharing oferă foarte multă flexibilitate. 4 years ago, they did a study in our 4 ani în urmă s-a realizat un studiu la ministerul nostru, gen câte 30 de perechi, 30 de tipuri de opțiuni de job sharing există. Și aceste locuri de muncă sunt foarte mult cerute, dar aceasta, de asemenea, implică o disponibilitate de a-și asuma angajamentele, de a se autodisciplina și o motivație solidă de a avea performanță, de a-ți valorifica randamentul la maxim. Trebuie să te poți să te auto-organizezi, trebuie să poți să comunici. Job sharing-ul nu poate să fie o improvizare, nu? Job sharing-ul deja este ceva pregătit într-un mod minuțios în prealabil și în colaborare cu organizația în care activezi. Există și alte aspecte. Adeseori accept să muncești timp suplimentar, 15 până la 60%. Deci pot să fie și astfel de perioade de timp adăugate. Dar
Există și sacrificii financiare, de exemplu. Nu ți se plătește dublu, de exemplu, dacă vrei să-ți eliberezi un anumit interval de timp, în intervalul rămas de timp, lucrezi la același salariu, doar că ore mai multe. Dar timpul liber, acea flexibilitate, de fapt, ne compensează toate aceste sacrificii. Această oportunitate vă permite să combinați o carieră profesională interesantă și cu viața familială. La fel, în cadrul aceleiași familii, este posibil să partajați responsabilitățile cu celălalt partener, să luați anumite decizii mature, constructive, să le testați, să testați diferite opțiuni, să alegeți care vă convine cel mai bine. Și până la urmă, aici totul se bazează pe relații de încredere și disciplină. Este nevoie de o echipă care este obișnuită deja să coordoneze. De fapt, este o investiție, o investiție în încredere în interiorul echipei prin acest program de job sharing. Ca și angajator, da, poate ai anumite sentimente diferite, dar avantajele sunt evidente. Vezi acest impuls, acest tonus în cadrul companiei, această dedicație a fiecăruia să promoveze relațiile de încredere, de disciplină, plus combinăm, facem acest mix de competențe, deoarece profilul meu de competențe se combină cu competențele altor persoane care pot să se încadreze în echipa noastră datorită acestei flexibilități. Toate aceste măsuri au fost implementate deoarece ministerul constă, de fapt, din oameni și se pune presiune foarte multă pe persoana care însoțește. Deci, pentru a evita pierderea oamenilor datorită acestor presiuni, se oferă aceste recompense prin noi modele de aranjare a timpului de lucru. Eu nu zic că noi suntem cei mai buni în implementarea conceptului de job sharing. Noi doar pe parcursul ultimilor 4 ani am aplicat acest model. Și soția mea de asemenea a dorit să-și prioritizeze cariera oarecum și eu țin minte că eu eram de fapt în pragul de a absolvi universitatea când am creat noua familie. Și doream, pe de o parte, să nu pierd o companie bună în cadrul ministerului pe care o dețineam atunci și pe de altă parte, am vrut să mă implic și în niște activități cu partenerul de peste hotare. Apoi am mai aplicat odată, la vârsta de 34 de ani, acest job sharing, când trebuiau să iau o pauză pentru a îngriji de fiica mea. A fost minunat, dar mi s-a propus și o poziție destul de bine plătită în cadrul ambasadei și mă gândeam cum să le combin pe ambele. Și țin minte că, datorită job sharing-ului, lucram practic part-time și puteam să-mi asigur acel echilibru dintre viața familială, îngrijirea, contactul cu copiii și familia. Și, iarăși, job sharing-ul nu vă face bogați. Job sharing-ul, practic, vă oferă un echilibru rezonabil între mai multe fațete ale vieții, ceea ce este un aspect cheie pentru motivația angajaților. Dacă nu ar fi existat job sharing-ul, probabil că mulți dintre echipa noastră ar fi abandonat această carieră. Și știți că cum este această tendință? Odată la 4 ani, la nivelul global, tinerii deja încearcă să schimbe locul de muncă, să încerce altă carieră. Deci job sharing-ul ne permite să fim de partea sigură, să rămânem la locul vechi de muncă, încercând în același timp ceva nou. Și în același timp să fim mai prezenți și în viața copiilor noștri. Scopul job sharing-ului, de fapt, nu este să fim mai prolifici, să facem mai mult copii, ci mai degrabă să avem acel echilibru dintre îngrijirea copiilor pe care deja avem și realizarea sarcinilor de serviciu.
Noi vă recomandăm în mod cel mai călduros să încercați, să încercați să pilotați acest concept în măsura posibilităților. Nu vă lansați în ceva global cu pașii mici, să reflectați care sunt nevoile, care sunt principiile. Încercați să îi atrageți, să îi implicați pe colegi, pe superiori în ceea ce este implementabil la moment, nu ceva foarte global. Dar e bine cu pași mici să încercați unele aranjamente noi. Deci să visați global, dar să încercați să implementați visele cu pași mici. Și eu îmi amintesc pe parcursul ultimilor 10 ani, funcția pe care o aveam la începutul carierei mele, practic, a dispărut și ați văzut că tiparele se schimbă, dar oamenii rămân la locurile lor. Important este să profităm de orice oportunitate de schimbare, să ne ajustăm. Și, de fapt, job sharing-ul este o oportunitate de a face față acestor schimbări și noilor cerințe ale timpurilor. Vă mulțumesc mult! Experiență inedită pentru Republica Moldova, cea de job sharing, și nu doar pentru faptul că ați prezentat această experiență, dar faptul că ați prezentat o experiență personală. Ori atunci când trăiești această experiență, concluziile și toate recomandările sunt motivaționale pentru a continua și pentru a împărtăși această experiență. Totodată vreau să menționez despre suportul Elveției în dezvoltarea Republicii Moldova și despre faptul că ieri au fost reconfirmate aceste angajamente la nivel înalt dintre Republica Moldova și Elveția. Vreau să cred că această experiență a trezit interes pentru Republica Moldova și va fi utilă pe viitor angajaților din Republica Moldova. Dragi prieteni, dragi participanți la acest webinar, vorbitorii din partea companiei L'Oréal Ucraina și din partea agenției austriece, deci din partea Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova a luat sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult, dragi vorbitori, vorbitoare, pentru bunăvoință și deschiderea în prezentarea acestor experiențe foarte interesante, foarte utile, cred, pentru companiile private de Republica Moldova. Acum urmează runda de întrebări. Dacă a trezit interes aceste prezentări, vă rog foarte mult să interveniți prin ridicarea mâinii, deci este așa buton și opțiune să ridicăm mâna și după asta vă vom oferi cuvântul, sau este și o altă opțiune de a scrie întrebările dumneavoastră în chat. Eu le voi vocifera și respectiv colegii cărora aceste întrebări sunt adresate vor veni cu o întrebare. Eu vă rog foarte mult să începem această rundă de întrebări-răspunsuri. Până atunci, eu aș vrea să discutăm cu colegii din Ucraina, cu reprezentanții L'Oréal Ucraina, și anume faptul că în prezentare ați menționat despre sondajele pe care le efectuați la nivelul companiei L'Oréal. Vreau încă o dată să discutăm despre această practică și cât de important este feedback-ul angajaților pentru dumneavoastră atunci când dezvoltați, când îmbunătățiți, când extindeți careva programe la nivelul companiei. Veronica, Oxana, cine intervine? Mm-hmm. Of course. Yeah, of course. So yes, this is very important survey for us. Pentru noi acest sondaj este unul foarte important, deoarece noi îl interpretăm ca un barometru al atmosferii per general în compania noastră. Eu vreau să menționez, nu este vorba de un instrument de resurse umane, nu este un instrument managerial, deoarece pentru aceste scopuri noi avem alte instrumente. Acest sondaj reprezintă o evaluare per general a atmosferei în compania noastră. Este vorba de 32 de întrebări. Sondajul se organizează o dată pe an pentru absolut toți angajații noștri care au lucrat în companie mai mult de 6 luni.
Acest sondaj nu se referă la stagiari, nu se, adică cei care au un contract de muncă fixă, nu temporar, și acei angajați care lucrează mai mult de 6 luni, adică au putut deja să prindă gustul la ceea ce se întâmplă în companie. Acest sondaj ne asigură și vizibilitate, în mare parte, vizibilitatea lucrurilor pe care le facem corect și care merită atenție în continuare, plus să aduc în vizorul nostru anumite lacune, deficiențe, ceea ce ar trebui să fie îmbunătățit. Sunt foarte multe întrebări acolo în ceea ce privește implicarea, dacă vă motivează compania, dacă te simți că te afli în poziția corectă, dorită, dacă graficul tău de înaintare, avansare în carieră îți este clar în cadrul companiei noastre. De exemplu, acolo este așa și o afirmație. Sunt tratat într-un mod respectuos ca și individ, indiferent de vârstă, statut marital, etc., da sau nu. Deci noi putem să urmărim dacă avem probleme în acest aspect sau nu. Prin analiza rezultatelor, dacă vedem unele aspecte negative, facem un asalt de idei, așa un exercițiu, ce am putea face pentru a înlătura aceste neajunsuri. Plus, noi avem o imagine globală per companie și separat ce putem să facem per diviziunile companiei. Management, finanțe și fiecare management poate să vadă rezultatele per diviziunea sa. Este de fapt o oglindă pentru managerii, unde este nevoie de comunicat mai bine, unde sunt necesare acțiuni mai concrete. De exemplu, la nivelul companiei. Dacă lumea, per general, consideră că noi procedăm bine în ceea ce privește îngrijirea de angajații noștri. Deci noi putem să mai solicităm detalii, nu individual, că noi nu cunoaștem, este anonimizat sondajul, dar dacă este semnalizat ceva negativ, noi ne adresăm în general ce credeți că am putea face mai bine. Eu am subliniat deja de mai multe ori că este totalmente confidențial acest sondaj. Deci noi nu ne așteptăm doar la laude și la lucruri pozitive. Nu are niciun risc persoana care scrie acolo ceva mai puțin plăcut pentru noi. Este pe bune un instrument intern destul de solid și noi pe parcursul anului lucrăm asupra rezultatelor sondajului precedent și la sfârșitul anului iarăși repetăm pentru a vedea cum evoluează situația. Desigur, este un instrument internațional pe care îl aplicăm la toate filialele companiei, reprezentanțele naționale, și noi analizăm rezultatele cu ajutorul instrumentelor Microsoft Forms. Acum o rog să intervină pe doamna Svetlana Gorșa din cadrul unic companii campioane din cadrul proiectului. Vorbim de Orange Moldova. Svetlana, vă rog. Bună ziua, mulțumesc. Hello, ladies from L'Oreal. I have a question for you about... Bună, doamnelor din L'Oreal. Am o întrebare cu privire la programul Zile scurte în zi de vineri. Ați putea să ne dați mai multe detalii? Asta este obligatoriu beneficiul pentru toți sau doar cei care doresc pot să plece? Și dacă plata se face pentru ziua integrală, 8 zile lucrate, chiar dacă este o zi scurtă? Și ce se întâmplă cu angajații? Se întâmplă că lumea rămâne și după cele ora 3 vinerea și trebuie cumva să-i alungați de acasă că sunt prea harnici? Program on the voluntary basis. So I'm sorry, I hear some translation in my headphones. Yeah. Da, noi avem acest program de zi de vineri prescurtată care este accesibil în mod voluntar. Noi nu verificăm dacă lumea pleacă la ora 3 sau pleacă la ora 4. Nu, ziua de vineri este achitată integral ca o zi de 8 ore. Este mai degrabă un pas în întâmpinarea angajaților noștri, cei care știu că
Ziua este plătită integral, ei sunt de fapt interesați să-și finalizeze volumul de muncă planificat pentru această zi, adică să plece mai devreme fiind de bună credință și noi suntem încântați să urmărim că mulți doritori există de a opta de această posibilitate. Este vorba de un început de weekend, de a-ți petrece timpul cu familia. Și desigur, nimeni nu e lungă. Dacă vrea cineva să muncească un program mai extins, da, este liber să facă. Cine vrea pleacă, cine vrea rămâne în birou. Pentru întrebare, într-adevăr, mergem deja la implementare mai tehnică a acțiunilor din cadrul proiectului Mai multe oportunități pentru sectorul privat și asta bucură, fiindcă într-adevăr este interesul companiilor campioane din cadrul proiectului de a îmbunătăți și de a deveni o companie mai prietenoasă familiei. Dragă Nighina, te rog foarte mult. Yes, I just wanted to also indicate that we. Da, eu aș vrea doar să menționez că și noi avem aceeași modalitate. În zilele de vineri, la nivelul agențiilor UNFPA, avem ore mai scurte de lucru în zi de vineri. Și angajații pot să opteze pentru anumite aranjamente specifice, flexibile. Deci poți, de exemplu, să ai o dată în 3 săptămâni o zi de vineri liberă sau în fiecare zi de vineri să pleci mai devreme cu o oră, două. Și în contextul pandemiei, în contextul acestei activități, practic, pe online, am introdus și ziua de miercuri curată de online. În zile de miercuri nu avem ședințe pe online. Ne odihnim de ecrane. Uneori nu funcționează. Iată, de exemplu, astăzi este miercuri și nu am putut să ne abținem. Dar este voluntar. În zilele de miercuri nu avem ședințe cu participare obligatorie. Dar dacă sunt anumite apeluri pe extern, da. Pe intern încercăm să ne abținem. Și aranjamentele flexibile în programul de lucru sunt ceva deja prezent, înrădăcinat și în activitatea noastră. Aranjamente flexibile și mulțumesc, dragă Nighina, că ai intervenit cu aceste precizări. Dragi participante, dacă mai sunt întrebări, vă rog foarte mult să le acordați. Eu aș vrea să revin la domnul Martin prin a întreba și a specifica dacă în Elveția astfel de experiențe sunt practicate și în cadrul companiilor private și dacă este legiferat, deci în actele normative și legislative ale Elveției, astfel de regim de muncă, astfel de posibilitate de a activa. Sau este o practică mai mult la nivelul regulamentelor interne ale companiei. Vă rog, Martin, dacă am fost explicită în întrebarea mea. It's a good question. The legal framework allows. Este o întrebare bună. De fapt, cadrul legislativ îi permite oricui să-și ajusteze orele, programul de muncă. Da, toate instituțiile, companiile au posibilitatea să facă astfel de ajustări. Dar important este ca aceste decizii să fie aprobate, mediate cu angajatorul. Nu poate să fie luată ca o decizie unilaterală, discreționară a angajaților. Eu aș spune că în Elveția nu este ceva foarte frecvent, vorbesc acum despre job sharing, dar part-time-ul este mult mai comun, mult mai răspândit și există o diferență dintre graficul de lucru part-time pentru femei și graficul de lucru part-time pentru colegii bărbați. Dar pe parcursul timpului vedem diferențe la nivel de regiuni, diferențe culturale. Dar important este ca să înțelegem
că dacă cineva dorește, există posibilitatea, doar că trebuie să fie asigurate măsurile necesare să fie oricum formalizat și coordonat cu managementul. Job sharing-ul, de exemplu, trebuie să fie posibilitatea la nivel de companie de a acomoda, de a asigura condiții pentru job sharing. Și ministerul, de asemenea, vede diferență dintre job sharing-ul cu altă activitate peste hotare sau job sharing-ul în totalitate pe interiorul Elveției, deoarece este vorba și de aranjamente diferite. Până la urmă, nu... Nu este complicat să găsești două persoane care să partajeze aceeași funcție în Elveția. Mai complicat este când cauți și pe internațional. Martin, pentru precizări, fiindcă este foarte important responsabilitatea celor care solicită astfel de regim de muncă de job sharing și încrederea. Încrederea, fiindcă pe baza încrederii se stabilesc celelalte relații foarte importante și respectiv efectele acestei munci sunt binevenite atât pentru angajator cât și pentru persoana angajată și în prezentarea dumneavoastră foarte bine ați punctat acele beneficii atât pentru angajator cât și pentru angajat. Acum am o întrebare recepționată de la colegi ce ține despre tinerii care sunt antrenați în câmpul muncii și întrebarea este pentru L'Oréal Ucraina dacă au careva programe care au careva beneficii pentru tinerii care sunt în perioada de tranziție din educație în câmpul muncii, dacă pentru această perioadă este sau nu aveți sau nu careva programe speciale țintite pentru acești tineri. Vă rog, colegele de la L'Oréal, cine ar putea să intervină? Yeah, the question is... Da, întrebarea este clară. Ce vreau să vă zic, noi avem programe de internship și de asemenea program de management pentru tineri. Deci nu pot să zic că da, noi oferim ceva condiții, zicem așa, de tranziție pentru astfel de categorie de tineri, dar totuși, la momentul la care, ori, de exemplu, dacă avem o careva persoană instruită, care în mod simultan, de exemplu, doar a absolvit universitatea la moment și, de asemenea, este partea programului de internship în cadrul programului, în cadrul companiei, noi putem, de asemenea, să convenim la nivel individual să avem un careva program de lucru individual cu această persoană. Dar aici sunt anumite condiții. Deci, în primul rând, aceasta trebuie să fie gestionat de către conducătorul acelui subdiviziuni din L'Oréal, deoarece dacă această persoană este recrutată, el este recrutat sau este recrutată pentru anumite funcții, pentru anumite responsabilități, că nu doar pentru cafea sau pentru a face copie, că sunt anumite responsabilități sau sunt anumite misiuni care trebuie să fie realizate. Dar dacă este vorba de student și persoana trebuie să meargă la lecții la universitate, adică trebuie să convenim asupra acelui program și el trebuie să fie convenit cu șeful direct sau persoana directă care este responsabil de acest tânăr. Ori dacă trebuie să meargă la universitate sau niște examene, că oricum aceasta trebuie să fie discutat cu șeful direct. Acestea sunt discutate la nivel, la etapa de recrutare, la momentul în care persoana este acceptată să este recrutată în cadrul acestei companii, adică noi trebuie să discutăm toate condițiile, noi achetăm un salariu oficial, persoana de asemenea are posibilitatea de a utiliza și zilele de vacanță sau de sărbători sau zilele de concediu, adică de fapt aceasta, el sau ea reprezintă un angajat cel mai așa real în baza unui contract pe care îl negociem. Deci putem să avem ore mixte, că să combinăm, zicem așa, partea de educație, partea de formare și cu partea de lucru. Vă mulțumim foarte mult, Veronica, pentru aceste precizări. Și noi, de fapt, ne dorim să intervenim cu astfel de programe și experiența pe care ai menționat-o acum este foarte valoroasă. Acum o invit pe doamna Svetlana Scutelniciuc. Deci, doamna Svetlana este expertă care lucrează împreună cu Camera de Comerț și Industrie și UNFPA
cu companiile campioane din Republica Moldova la identificarea acelor acțiuni și măsuri necesare pentru a deveni o companie mai prietenoasă familiei. Svetlana, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Nelia. Hi to everyone. Mulțumesc, Nelia. De fapt, eu am avut o întrebare în adresa colegilor mele din L'Oreal și întrebarea este dacă aveți niște informații sau date cu privire la acele inițiative sau programe, cum acestea influențează matricea de business, care este corelația? Poate nu vorbesc despre cifre, dar tendințe. Care este impactul și consecința, impactul, rezultatele asupra performanței sau activității companiei? Vă mulțumesc pentru întrebare. De fapt, această întrebare este abordată și discutată foarte des de către managerii noștri, de liderii noștri, conducătorii noștri de departamente. Foarte onest să vă zic, noi nu avem acele cifre care ar demonstra legătura directă dintre cifre, cum aceasta influențează activitatea și performanța companiei noastre. Foarte onest vă zic, adică nu avem o astfel de legătură, o astfel de dovadă și, de fapt, este o discuție care continuă de fiecare dată atunci când noi abordăm această problemă și în cazul în care noi oferim foarte multe inițiative și cum aceasta ar putea să ne influențeze activitatea noastră. Și de ceea ce facem noi sunt acele sondaje. Sondajele sunt utilizate în calitate de indicator și în calitate de punct de referință. Vedem dacă persoanele sunt motivate, sunt satisfăcute, dacă sunt implicate, motivate să vină fiecare zi la lucru. De asemenea, organizăm foarte multe interviuri. Eu personal organizez și fac foarte multe interviuri cu candidații din exterior și pentru noi candidații sunt foarte importanți. Adică, încă o dată, eu nu vă răspund la întrebare ce m-aș adere, doar ce nu am aceste cifre statistice. Dar cred că cât mai bune sunt rezultatele noastre, iarăși este o supoziție, este o viziune doar subiectivă, că ceea ce am analizat eu individual, cât mai bune sunt rezultatele noastre din punct de vedere a sondajelor, rezultatelor, sondajelor interne. Ceea ce ne demonstrează încă o dată, sugerează că echipa lucrează mai bine, mai eficientă. Și eventual, noi putem să spunem că noi suntem o echipă și atunci compania are niște rezultate mai bune în pofida sfidelor, în pofida celor dificultăți pe piața, situații pandemice, oricum inițiativele ne oferă mai bune rezultate și, de asemenea, rezultatele sunt tot mai bune și mai bune și mai eficiente. Nu avem rezultate sau legătura aceasta de punct de vedere a performanței, de punct de vedere a randamentului sau investițiilor sau de alt gen. Dar în cazul în care noi nu am avea niște rezultate foarte bune, zicem așa, financiare, în baza celor indicatori sau celor exerciții sau matrice, dar dacă nu există acel echilibru dintre viața privată și cea personală, dacă nu se utilizează zile de vacanță de concediu sau persoanele nu sunt fericite în legătură cu acele inițiative interne pe care deoarece sunt supraîncărcați. Dar oricum, dacă ne uităm, performanța este foarte bună, dar persoanele pleacă din companie și oricum compania se confruntă cu această problemă de rulaj, foarte multe persoane pleacă, altele aderă sau vin în companie. Atunci noi trebuie să ne uităm și să analizăm ce se întâmplă. Poate povara este mare, poate volumul de lucru este foarte mare și persoanele nu reușesc și nu folosesc aceste inițiative și aceasta ar putea să ne influențeze în afacerea noastră în companie, deoarece persoanele pleacă din companie și este o fluctuație foarte mare și este dificil să atragem persoane candidați noi. Noi nu avem această legătură directă, această condiționalitate directă, dar oricum noi putem să analizăm și putem să vedem care este cauza și care este motivația. Dar cu siguranță, la momentul la care dacă nu am fi avut aceste rezultate sau acele programe. Oricum, aici întrebarea este cât de motivați sunt persoanele și cât de eficiente și îndeplinesc funcțiile. Și aici noi trebuie să ne punem întrebarea dacă compania va supraviețui. Da, compania va supraviețui, dar eficacitatea și eficiența ar putea să fie mai ridicată. Și rezultatele ar putea să fie mai bune în cazul în care avem o motivație, implicare mai înaltă și dacă angajații consideră și simt această grijă și bunăstarea care este oferită. Nu știu dacă am răspuns întrebarea dumneavoastră, dar de fapt, sunt doar niște comentarii pe care am putut să le ofer. A, Veronica, vă mulțumesc foarte frumos. Nelly, încă un minut cu permisiunea noastră, încă o întrebare pe care vreau să o abordez. Care este baza pentru alocațiile, zicem așa, bugetare pentru inițiativele noastre pe care le realizați? Adică de unde luați bani pentru astfel de inițiative? Și am să vă explic din ce motiv pun această întrebare. De ce avem această provocare în Republica Moldova, în anumite companii de aici, din Moldova? Deci, în primul rând, sunt foarte multe persoane din cadrul care
vor să aibă acest randament asupra investițiilor care sunt făcute, că fiecare inițiativă să aibă anumite rezultate financiare. Că, și din acest motiv, asta de fapt este motivul întrebării. Deci care este baza alocărilor bugetare pentru astfel de programe în cazul în care profitabilitatea nu este atât de înaltă? Oksana, poate Oksana ar putea să mă ajute, Oksana din L'Oreal, Ucraina. Dacă puteți să ne ajutați cu această întrebare, zicem așa, mai financiară, cu alocațiile bugetare pentru astfel de inițiative sau programe. Deci, în primul rând, noi avem... Avem o regulă, și anume faptul că bugetul anului viitor pentru noi trebuie să nu fie mai înalt decât bugetul pe care noi l-am cheltuit, zicem așa, anul acesta. În cazul în care, de exemplu, profitabilitatea este aceeași, adică nu este mai mare decât anul anterior. Ori, de exemplu, avem un careva procent pe care l-am stabilit, un careva pragă. De exemplu, dacă avem un careva buget pentru diferite departamente, pe comunicare sau pe resurse umane, de exemplu, pe logistică, pentru fiecare din aceste activități sau arii, dacă avem un careva spor, o careva creștere și atunci performanța este mai înaltă, dar, de exemplu, dacă performanța nu este atât de bună pentru o companie, atunci, desigur, că cifrele sunt mai scăzute. Noi avem posibilitatea să comparăm acest rulaj sau acest rezultat financiar. O altă posibilitate este să discutăm și să vedem ce este mai important pentru noi în anul viitor. De exemplu, dacă vorbim despre programul Share în cheia, noi înțelegem foarte bine că nu putem îmbunătăți, zicem așa, asigurarea medicală foarte mult, cu o pondere foarte mare, dar... De exemplu, dacă trebuie să alocăm bani pentru vaccinare împotriva COVID-ului pentru anul viitor. Și în cazul în care primim comentarii și feedback din partea angajaților și ne spun angajații că ar fi bine să ne axăm pe ecutarea inițiative care sunt mai importante decât alte inițiative, atunci noi putem să luăm aceasta în calcul și putem să decidem cât de important este aceasta pentru anul viitor, că să vedem de punct de vedere importanței. On investment analysis. Noi nu facem o analiză a profitabilității investițiilor pentru astfel de inițiative sau cazuri. Deoarece nu putem să vorbim despre o careva profitabilitate investițiilor care se fac în asigurare medicală, dar asigurarea medicală este atât de importantă pentru angajați și este foarte important pentru bunăstare și sănătatea companiei. Și dacă noi înțelegem că atmosfera și mediul în compania noastră nu este atât de sănătos, nu este atât de bun și... Atunci noi putem să identificăm un careva prestator de servicii care putea să vină cu careva consiliere sau asistență psihologică. Adică nu zic că noi realizăm astfel de inițiative, dar în cazul în care noi ajungem la concluzie, precum că am fi avut astfel de probleme, de motivație, să avem astfel de necesitate, atunci de ce să nu alocăm? Că încercăm să găsim bani pentru astfel de inițiative, să acomodăm aceste inițiative. Iată, asta este modalitatea din punct de vedere alocărilor bugetare. Noi nu putem foarte des... Noi nu putem să ridicăm bugetul foarte mult sau să găsim niște resurse suplimentare pentru, dar oricum noi încercăm să identificăm acele inițiative care costă, zicem așa, mai puțin, dar ne oferă posibilitatea de a susține și de a asigura aceeași calitate pentru angajații noștri. Și eu vreau să mai adaug un singur comentariu la ceea ce a menționat numai ce Oksana. Deci, da, într-adevăr, se poartă o discuție foarte, foarte aprinsă. Adică, pe de-o parte, noi avem resursele umane cu cei din finanțe. Care este rentabilitatea sau care este profitabilitatea? Noi nu putem să calculăm care este corelarea, dar... Dacă vorbim despre alocări, zicem așa, suplimentare pentru astfel de inițiative și ceea ce este foarte bine pentru companie și este foarte bine pentru o companie, de exemplu, de a reduce numărul de vacanță sau concediu, deoarece noi atunci avem o careva rezervă în bugetul corporației care putea să ne influențeze întreaga activitate. Și atunci noi trebuie să reducem din alte, să limităm din alte costuri, acestea să fie realocate pentru zilele de vacanță sau de concediu. Asta este ceea ce noi facem în cadrul companiei noastre. La momentul la care vorbim despre asigurare medicală și avem foarte mult
multe discuții acum la moment în compania și noi nu ni se arată care sunt acele jaloane, anumiți indicatori de performanță, dar în compania noastră, de exemplu, $200 se cheltuie pentru un angajat la asigurare medicală, pe când jalonul sau indicatorul, zicem, este de 500. Și aici se poartă o discuție foarte lungă, foarte aprinsă, dar cum a zis și Oxana, de fiecare dată este ține de prioritate. Noi trebuie să prioritizăm care sunt prioritățile din buget, că dacă prioritatea este sfor salarial, a doua prioritate, de exemplu, este de a avea o asigurare medicală mai bună și trei este bugetul curent. Adică, da, noi trebuie să ne uităm la întregul tablou și apoi noi trebuie să decidem vis-a-vis de prioritățile noastre. La momentul la care noi putem să măsurăm sau trebuie să evaluăm, deoarece aceasta de asemenea se leagă cu indicatorii financiari, la momentul la care noi nu putem să calculăm aceste rezultate financiare, atunci noi trebuie să discutăm cu managementul, cu conducere, să vedem în ce măsură noi putem să protejăm angajații și anume să asigurăm o careva sănătate și bunăstare mai bună în cadrul companiei. Pentru răspunsul Svetlanei. Și după cum observ, nu mai avem întrebări în chat. Mai verific o dată. Nu, deci nu sunt întrebări în chat, respectiv vom încheia acest webinar și eu țin să vă mulțumesc foarte mult. UNFPA vă mulțumește foarte mult pentru implicare și interes pentru acest subiect. Permiteți-mi să mulțumesc din numele tuturor participanților la acest webinar, reprezentantelor L'Oréal și domnului Martin din cadrul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova, pentru prezentările făcute, pentru împărtășirea experienței din cadrul companiei și a experienței personale, dar și pentru deschiderea pe care au avut-o în cadrul acestui eveniment. Amintesc că acest webinar a fost organizat în cadrul proiectului Mai multe oportunități prin politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova, care este finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și este implementat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova și a Camerei de Comerț și Industrie. Și cum am menționat la debutul acestui eveniment, urmează o serie de webinare. Următorul webinar îl avem stabilit pentru data de 25 octombrie la orele 14, deci vă invităm cu mare plăcere și la acel eveniment. Vom avea alte companii care vor veni cu experiența lor nu mai puțin interesantă de oportunități prin politici familiale decât cea prezentată astăzi. Sperăm că experiența prezentată astăzi va fi utilă și va fi implementată de către mediul privat din Republica Moldova și respectiv șirul de webinare va culmina cu organizarea în luna noiembrie anului 2021 a unei conferințe naționale prin care vom sublinia că cât de important este rolul sectorului privat în promovarea politicilor familiale. Deci vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc o zi reușită în continuare și cât mai multe oportunități pentru fiecare din noi. La revedere, o zi frumoasă!